fete, nu, că a zis să nu încep cu fetele. Doamnelor! Ce? Care ar fi patru lucruri? Măi! Care ar fi patru lucruri care vă super deranjează acum la Super 40, iar la 20 nu prea le băgați în seamă? Ai 5. Nu, o să scot pe unul și îl introduc pe un altul. Lumina dimineața, dacă nu am blackout, mă deranjează îngrozitor. Când eram tânără, chiar nu mă interesa, era așa un amănunt, un detaliu, efectiv, acum nu, groaznic de noi. Hainele strâmte și incomode, când eram mai tânără. Practic, făceam tromboflebită până dimineață, așa strâmte haine purtam acum. N-aș mai purta pentru nimic în lume. Deci pentru nimic în lume. Chiar dacă încă, hai să zic că mai stau bine, pentru nimic în lume. Deci pentru nimic în lume. Eu întotdeauna am avut casă deschisă la mine, întotdeauna am fost musafir și sunt musafir. Dar acum am nevoie de pauză între seriile de musafir. Înainte nu mă deranja, aveam în continuu oameni în casă, în continuu. Acum trebuie neapărat liniștea mea, pijama mea. Mă deranjează mult mai profund decât până acum proștii, oamenii proști. Proști și zgomotoși. Bine, niciodată nu mi-a făcut mare plăcere să fiu înconjurat de oameni proști și zgomotoși, dar acum toleranța e zero. Barat, zero. Nu observai așa, dar